Plazon și Giulie Maiaia, bună dimineața, veniți pe canapeaua noastră, vă rog, mulțumesc. Bună dimineața. Neața. Neața frumos. De bo. Luați un loc, vă rog, cum vă simțiți în dimineața asta? Minunat. Aveți așa cum e ceva? Afară. Un masaj, o... Un masaj nu strică niciodată. Niciodată, nici măcar la prima oară a dimineții. Care e povestea piesei? Ca videoclipul am văzut-o. Povestea piesei? Cum a apărut ea? Da, cum a apărut ea? În piesă se vorbește despre... Este vorba despre o fată care este foarte, foarte supărată pe prietenul lui, pe prietenul ei și spune: lasă, nu mai îmi pasă, nu mă mai întorc acasă, să rămâi tu singur acasă, să le faci tu singur pe toate. Femeia puternică. Lasă. Da, femeia care s-a săturat. Ușor vulnerabilă, dar încă independentă. Corect. Zic bine? Da, da. Păi nu zic eu bine. Tu o să ai probleme, să știi, treaba ta, dacă te mai bagi mult în piesele femeilor. O să umbli cu o pancartă. Stai că nu m-am băgat prea mult, doar așa un pic. Asta e a doua, cred. Am înțeles. În treburile femeilor nu mă bag niciodată. O să te văd la universitate cu o pancartă feministă în mână. Nu cred că o să se întâmple asta. Am înțeles. Giulie, ce mai faci? Cum ești, bine? Foarte bine, da. Viața e ok? Da. Brenciu te-a mai sunat? Brenciu nu trebuie să mă sune, cu Brenciu mă văd la repetiții, nu trebuie să mă sune. Am înțeles. Încă pe noi ne sună tocmai despre că vrea ceva de la noi. Și de la tine vrea tot timpul ceva? Da. Îți spun un secret, fecioarele niciodată nu lucrează fără interes. Deci întotdeauna există un interes ascuns. Ok, eu ca și vărsător lucrez, îmi fac treaba. Dacă cineva are de profitat pe urma muncii mele, asta e, atâta vreme cât și eu am de câștigat, tot e ok. Am înțeles, deci win-win, nu? Corect. Foarte bine, ai niște unghii senzaționale. Mulțumesc. Când le văd, îmi vine să-ți cer să mă scarpi un pic aici între omoplați, că mă zăpăcește aici. Aici? Ah, ce bine e! Doamne! Oh! Mulțumim tare mult pe amândoi, găsiți ușor pe Facebook. Giulie Maiaia, bănuiesc că e o pagină foarte mare pe Facebook. E o pagină. Nu așa. Nu cu degetele astea boante. Asta e manicură de... Doamne ferește, mă! Gata, bine. Noi ce vreau să te ajutăm? Nu e cine știe ce. Giulie, ce vreau să zic? Pagina ta de Facebook este una foarte dezvoltată. Unde oamenii te pot găsi. Corect. Și unde... E, altceva. Bun, măi. Unghiile mele totuși sunt un pic mai mici decât chestiile alea. Nebunesc de plăcere. Da, ne cerem scuze, aici e o treabă mai... Ok, înțeleg. Blazon are ceva de anunțat, în afară de faptul că e feminist, convins în perioada asta? Ne vedem pe Facebook, acolo scriu tot ce trebuie, sunt prin studio la treabă, pregătesc niște piese noi, toate cele. Mulțumesc că ați venit. Videoclipul arată foarte bine, nu știu cum e treaba cu părul ăsta al tău, care este... Poți să-l faci în o mie de feluri și de... Deci... Ai 1000 de frizuri posibile? Ți le-ai numărat? Nu le-am numărat, dar... Da, cred că aș putea număra 1000. Dacă... Nu? Da. N-ai perii acasă? Am și perii acasă. Ce faci cu ea? Îmi perii părul. Poți? Am și pieptăn, da, nu tot timpul, dar... Odată pe an merge? L-a spălat de obicei, se pieptăn. Odată și după aia am scăpat. Da. Mulțumesc tare mult că ați venit pe la noi. Mersi de invitație. Să aveți o zi frumoasă și o viață reușită. Mersi. Mergem la vreodată un bucăt. No, bă, că nu e nimeni. Dacă vrei, putem să-l punem pe Vlăduț să-i facă un masaj invitatei, da. Și noi te masăm pe tine. Dar eu nu vreau să mă masați. De ce? Ai zis că ai nevoie. Am zis eu asta. Da. Am zis că am nevoie scărpinat. Vlăduț, pentru Giulie, avem, în afară de ceva dulce, avem un masaj pregătit? Pentru un masaj? Da. Da, depinde cu ce vrem să-i facem. Acum, dacă vrem cu un foietaj, dacă vrem cu o răzătoare, dacă vrem cu, nu știu... A, nu mă, ăsta e al tău, da. Bubi. Ăsta e al tău. Hai să-mi neîncercăm. Am o propunere, mă duc acasă. Nu, stai aici. Și eu am să stai aici. Gândim la fel. Du-te mai aproape de Giulie. Mai spre aia. Așa. Și vine eu spre tine, așa. Așa. Nata o iei pe dânsa așa de umeri. Hai. Ia-o pe dânsa de umeri. Avem servicii complet. Da. Ar trebui să fac chestia asta? Da. Dumneavoastră luați pe domnul Slăbănoc. Tot așa de... De umeri. Nu cred.
Pune mâna pe el, că așa. Pune mâna ferm. Veniți, Vlăduț. Eu mă ajung singură. Ia-o și pe horoscopistă și faceți lanțul slăbiciunilor. Nu mă supărați, pot să pun o întrebare? Vă rog. De ce iar eu am picat prost? De ce picat prost? De ce faci tu mie masaj? Hai acolo, că așa s-a nimerit. Atenție la semnalul nostru. Stai, mă, ușor. Deci, la semnalul nostru. Puberul. De ce eu prim băiat în spate tot timpul? Puberul, tu îi faci lui Vlăduț. Propunere. Te rog. Doi. Schimbare de locuri. Păi cum, mie mi-era mai bine așa. Mulțumesc, credeam că suntem prieteni. Ia-l tu pe domnul Oase și fă... Așa, atenție. Stai, mă, ușor. Bă, da, asta e reprezintă la masaj. Pune, domne, mâinile pe umeraj. Lasă microfonul, că nu poți cu el. Atinge femeia. Atenție, 3, 2, 1, încet. Mai tare. Pagă acolo, nu te lăsa. Mai acolo. Nu te lăsa! Doamnelor și domnilor, urmăriți trenulețul într-o formă... Bagă! Stai, mă, calm! Luăm scurtă pauză. După pauză ne uităm în brățările fetelor să vedem cine a făcut mai mulți pași și mai ales alegem trei telespectatori la acolo, care... Acolo, bă, nu te lăsa! Băi, nu te opri, dă-i acolo!